Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial și membru în... Membru fondator. Membru fondator, Mișcarea Populară. De ce fundație și nu direct partid? Pentru că avem destulă partidă în, în România. Și pentru că... Am mai auzit întrebarea asta, am auzit chiar o discuție azi, mai știu, era un jurnalist pe la Realitatea TV și spuneau, domnule, zice, întâi trebuie să apară partidul și pe urmă să apară fundația care să promoveze obiectivele și valorile partidului. Asta mi se pare o prostie fără seamăn, adică, din păcate, cred că de multe ori așa s-a făcut în România. Eu cred că ar trebui să apară întâi fundația, cea care promovează valorile, obiectivele, selectează oamenii. Și dacă există o masă critică, atunci îți faci un instrument politic, dar nu fundația se transformă, fundația trebuie să rămână, că valorile alea se mai schimbă în timp, se mai ajustează, deci ea trebuie să rămână. Și partidul respectiv, da, devine brațul politic al fundației. Asta mi se pare ordinea firească. S-ar putea să nu găsești oameni pentru așa ceva, s-ar putea să constați că valorile pe care tu le promovezi nu sunt împărtășite de o masă critică care poate să formeze un partid relevant. Da, nu spuneți acum o minciună, nu, cu toată prietenia, Sebastian Lăzăroiu. Suntem prieteni, trebuie să spunem asta de la început, pentru că cred că va fi un interviu tensionat. Deci nu e o minciună, pentru că toată lumea bună pe care o curtați știe că ambițiile lui Traian Băsescu nu sunt să facă seminarii prin țară la o fundație, ci vrea un nou partid. Mai ales că s-a despărțit acum de curând definitiv și pentru totdeauna de PDL. Nu, Traian Băsescu nu vrea un nou partid. Traian Băsescu... Vedeți, de asta vă spuneam, nu cumva e o minciună. Nu, nu e nicio minciună. E un demers sincer și încă o dată vă spun. Și o să se vadă dacă e așa. Dacă undeva peste 6 luni o să constatăm că n-avem oameni, n-avem idei, nu e nimeni interesat de ceea ce promovăm noi, cum poți să faci un partid de 1%? Păi mai sunt. Avem FCE-ul, avem Noua Republică, sunt multe. PNCCD-ul, sunt partide care au eșuat. Poate că n-au reușit să promoveze ceea ce voiau. Deci relația președintelui cu această fundație, vă spun de pe acum, care și-a spus-o și dânsul. După ce își va termina mandatul de președinte, se va întoarce, va fi locul în care se va întoarce. Dar cine îl crede pe Traian Băsescu acum că el vrea o fundație și nu un partid? Dintre oamenii inteligenți, din clasa mijlocie, din cei educați pe care încerca să-i convinge să vină în fundația asta, cine crede cu adevărat că ținta finală nu-i un partid pentru Traian Băsescu, pentru că s-a supărat la congres pe cei de la PDL că n-a ieșit cine trebuie, așa este ok, îmi fac eu jucăria mea. Cine credeți că gândește altfel? Asta este o interpretare greșită pe care cred că ați dat-o și dumneavoastră, dar și alții în presă, că Traian Băsescu s-a supărat că n-a ieșit cine trebuia și de-aia s-a supărat pe PDL. Eu vă amintesc că în campania internă a PDL-ului a fost acolo o tabără care s-a dovedit a fi majoritară la Congres, care s-a dezis de Traian Băsescu, s-a dezis de guvernul Boc, s-a dezis de obiectivele președintelui pentru modernizarea țării. Vreau să vă amintesc că discursul lor, domnule, am pierdut alegerile din cauza lui Traian Băsescu, nu trebuia să tăiem salariile în 2010, n-am apucat noi să facem reformele în timp ce oamenii aveam și politicile de austeritate. Deci ei negau tot ce s-a întâmplat până atunci și spuneau, din cauza asta am pierdut alegeri. Păi ăsta este un motiv un să te desparți de un partid, înțeles. Când partidul votează acea... Dar atunci explicați-mi de ce tabăra cealaltă... Opinie. Cealaltă, da, care spunea exact opusul a ceea ce spunea Vasile Blaga, că despre el vorbiți, mai e încă în PDL. Elena Udrea, mă refer la ea. De ce mai stă acolo? Ce mai face Eu acolo? Cred că ar trebui să-i întrebați pe ei. Până la urmă, ei sunt un partid. Unde să ducă? Sunt un partid și într-un partid, și eu cred că nu-ți iei jucăriile și pleci când pierzi. Stai acolo. Nu când pierzi, când intri într-o coliziune frontală pe chestii esențiale. Că exact. Nu te mai înțelegi cu vârful partidului pe temele dacă esențiale. Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun că PDL-ul este acum, înseamnă două partide. Acolo nu mai e un partid. Faptul că unii sau cei care au pierdut au decis să rămână, mie mi se pare că e o decizie bună. Probabil vor mai încerca să influențeze în vreun fel sau altul mesajele partidului
ceea ce promovează, tipul de opoziție pe care îl va face partidul, și sunt convins că la un moment dat, dacă nu vor reuși, ei vor pleca de acolo. Dar asta s-ar întâmpla în orice partid. Când sunt două partide, nu mai pot să stea sub aceeași umbrelă. Pentru că au, mie mi-e clar că interesele lor și obiectivele sunt total divergente. Adică, să înțeleg, o vedeți la un moment dat pe Elena Udrea, pentru că ea până una alta a adunat aproape jumătate din voturile din acel partid, la congres, nu? 2014 voturi. Da. O vedeți la un moment dat rupând o parte din PDL sau încercând să plece cu o parte din partid? Nu știu dacă va fi Elena Udrea cea care va face asta. Dar cine? Sunt lideri de filiale care sunt extrem de nemulțumiți de ce se întâmplă acum și de drumul pe care a luat-o chiar partidul. Și acum, după ce s-a așezat? Și s-ar putea... S-a așezat e un cuvânt foarte relativ. S-a așezat pe structura dorită de Vasile Blaga. Nu s-a așezat deloc, pentru că acum urmează alegeri în filiale și așa mai departe. Deci s-ar putea să apară o mișcare de la nivelul acestor lideri, nu de la nivelul candidatului Elena Udrea, care a pierdut la convenție. Păi mai degrabă, dacă mă întrebați pe mine, mai degrabă ei vor fi cei care vor da întorc eu întrebarea semnalul rupturii. Pe care mi-a spus-o dumneavoastră când v-am întrebat de Elena Udrea, de ce nu pleacă? Unde să se ducă acești lideri? Nu știu, astea sunt formule politice pe care ei trebuie să le gândească. Pot constitui o altă formațiune politică. Pot ieși definitiv din politică. S-a mai văzut și asta. Dar nu cred că sunt oameni care sunt de mult timp. Deci pot constitui o altă formațiune. Sunt formule politice pe care sigur ei le vor decide. Asta, repet, asta e părerea mea. Că acolo e clar că e o ruptură, acolo nu mai poate fi surmontată diferența. Bun, să lăsăm PDL-ul înapoi la Mișcarea Populară, despre asta discutăm. Cum veți explica, domnule Lăzăroiu, publicului radical, cel care s-a săturat de politică și n-are opțiune acum, despre el ați vorbit în aceste zile, următoarea situație. Traian Băsescu, evident părintele spiritual al acestei mișcări, evident înconjurat în demersul de inițial, de consilierii prezidențiali. Și nu numai, dar ați văzut totuși între membrii fondatori, în primul sunt rând, doar patru consilieri prezidențiali. Are un acord de colaborare cu Victor Ponta, a susținut-o pe Elena Udrea la șefia APDL, adică a făcut genul de compromisuri politice, inclusiv la numirea procurorilor șefi, de care acest public pare sătul până peste cap. Cum veți explica situația asta? Pentru că am văzut deja multe reacții de tipul ăsta. Mișcarea Populară? Cu cine? Cu Traian Băsescu, care a făcut asta, asta și asta? Mulțumesc, mă interesează. Și dumneavoastră stăți în aceeași categorie, o spun eu, pentru că vă urmăresc ca să lămurim lucrurile. Nu, deci ar trebui să vă convinc pe dumneavoastră. Și atunci aș convinge mulți din cei care gândesc ca dumneavoastră. Păi să luăm pe rând. 1. Acordul de coabitare. Fără acordul de coabitare între premier și președinte, România era în momentul ăsta făcută țândări. De ce? Păi știți foarte bine că avem evenimentele din astă vară, deci nu vorbim de drobul de sare, ce s-ar fi întâmplat dacă. Deci o putere majoritară, da, care și-a împărțit deja funcțiile, a spus Ponta premier, Antonescu președinte, și care spunea gata, am luat premierul, urmează să luăm și președinte. Deci probabil ar fi fost o nouă suspendare imediat după alegeri și totul era șters de pe fața pământului. La asta am fi ajuns. N-ar fi nevoie într-o țară civilizată de un asemenea acord de coabitare, pentru că coabitările în timp devin o practică, o obișnuință. Dar la noi se pare că n-au funcționat sau au funcționat foarte greu. Și atunci a fost nevoie de acest acord de coabitare. Sau putea președintele să demisioneze din funcție. Nu? Și să vină un președinte care să fie de aceeași culoare politică cu USL-ul. Foarte probabil Crin Antonescu. Și atunci nu mai era nevoie de coabitare. Dar erau câștigat, de aceeași culoare politică. Ce a câștigat cine? România? România? Da. Ce a câștigat din coabitarea asta până acum, că nu, păi, nu e foarte dacă clar. Vreți să răspundeți la întrebarea ce a câștigat, încă o dată vă spun, gândiți-vă ce ar fi pierdut România dacă Traian Băsescu era demis în vară la referendum. Răspundeți la întrebarea asta și știți și ce a câștigat. Atunci e limpede, dar după aia, prin acordul ăsta de coabitare, ce a câștigat? A stopat, a stopat o inițiativă foarte probabilă de îndepărtarea președintelui în funcție și punerea unui președinte de aceeași culoare politică cu USL. Care ce-ar fi însemnat dumneavoastră? Știți foarte bine ce însemna asta.
punerea sub control a justiției, a serviciilor, a tuturor instituțiilor statului de drept care au rezistat în vara asta. O să vi se răspund așa. Parțial adevărat, dar ce vedem acum e că procesul ăsta de punere sub control sau tentativă de punere sub control merge mai departe. Se întâmplă mai lent, forța nu este... e atât de mare, dar el continuă. Da, dar el este împiedicat tocmai de acest acord de coabitare. Și hai să luăm iarăși exemplu. Decapitarea generalilor din armată, da? Putea să treacă foarte ușor, nu? Dacă nu observa nimeni, dacă nu ieșea președintele să atragă atenția asupra acestui lucru și, evident, indicând faptul că suntem totuși o țară membră NATO, nu poți să-ți decapitezi generali într-un an de zile. Dacă n-aș fi făcut-o președintele, să zicem că era Crin Antonescu la Cotroceni, de aceeași culoare, nu era nevoie de coabitare politică cu Victor Ponta, anul ăsta aveam decapitat armata română, da? Să luăm situația cu nominalizarea procurorilor. Dacă îl aveam pe Crin Antonescu președinte, da? Nu era nevoie de coabitare cu Victor Ponta, venea ministrul justiției din partea Antenei 3 și spunea, procurorii sunt ăștia. Îi ajungeau la Crin Antonescu îi semna decizia finală și aveam procurorii lui Voiculescu. Da.